zicea cineva în popor că există două tipuri de priorități, de dreapta și de BMW. Cu ce ai dat? Genial. Statusul este că acum intru cu spatele la McDrive. Urcăm un BMW, ești nebun? Cu aia de aroganță. Direct. Dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi avem unul dintre cele mai nebune materiale pe care le-am făcut vreodată pe acest canal. Hai, faci ceva, vino mai de aici, filmează între ele. Gata? Da. Ce facem astăzi? Vom face o comparație între BMW 525D din 2006 și Opel Astra 1.3 diesel din 2006. La început o să aveți așa un sentiment ciudat că le comparăm, dar principalul aspect pe care îl vom urmări astăzi este că ambele mașini sunt break și pe lângă asta o să fie o experiență foarte faină pentru că avem o provocare pentru invitații de astăzi. Cu BMW 525D îl avem invitat pe Tudor. Tudor, te așteptăm. Salut! Tudor o să fie... Bine ai venit! Tudor o să fie șoferul ce merge cu 525 diesel și... cu Opel Astra îl avem pe deja bine cunoscutul Alex. Te rugăm! Welcome și bine ai venit înapoi în Vrum Vrum Vlog. Ei sunt actorii de astăzi. Cum o să ne organizăm noi? O să le oferim o provocare. Ideea principală este că ei o să plece înspre McDonald's. La McDonald's ne dorim să intre în McDrive cu spatele. O să fie experiență tare. Și să ne aducă mie și lui Alex câte un colet. În momentul în care o să se întoarcă, o să facem și o comparație de confort. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care o să ajungem aici, o să încercăm să avem o masă într-un break. Vedem care e mai interesant, care este mai relevant. Și acum o să facem așa. Le dăm două GoPro-uri. Ei singuri o să le monteze în interiorul mașinii, pentru că o să dureze până le montează. Cine montează primul, poate să o ia din loc. O să le spunem așa. O să vreau un Big Tasty, fără salată, fără roșii, meniu, cu Coca-Cola. Ține minte, ține minte. Și pe partea cealaltă, un meniu Big Mac, cu? Cu cartofi din aia rotunzi. Cu Twister, cartofi. Așa. Twister. Așa. Și? Și Fanta. Fanta. O secundă să aduc camerele. Asta o să fie camera lui Tudor. Și asta este camera lui Alex. Acestea fiind spuse, să dăm drumul acestei nebunii de material. Hai bro, dă-i! De ce o pui aici și nu o pui pe parbriz, Alex? Pentru că e mai simplu. E mai simplu, mai repede, dă-i repede. Tudor a ales varianta mai simplă. Gata? Spor! Da, trebuie să-mi și zici pe unde, bro, că n-am nu știu unde e mai cu ăsta din tunare. Acolo! Tudor e de la Alba, frate! Așa, pe și... Tu ești de la Pitești, tu mai știi Bucureștiu? Păi da, bă, McDonald's tunar, frate, nu dau niciun pont, că după aia îl hoțim pe el. Waze, Google Maps. Hai, hai, vedem. Ia uite, am prins pe Tudor. Bun, acum ce o să facem? Vreau să îl sunăm, să-i sunăm pe rând și să le spunem că e important ca pe drum să spună aspecte mai puțin fericite despre mașina celuilalt. Nu are importanță și nu e relevant să facem un atac la persoana cealaltă. Pur și simplu spunem aspecte negative a mașinii celelalte. Și facem așa. Primul telefon o să fie la Tudor. Tudor. Cu și plecat. Da. Sunt sigur că este în față. Tudor! Pentru că n-am apucat să spunem în momentul în când ai plecat, acum e important ca pe drum să spui aspecte negative la adresa lui Opel Astra. Da? Acum vorbeam despre asta. Perfect. Dai drumul
și multă baftă în continuare. Doar vreau să îți aducem aminte de asta și ca idee, spune-ne cel mai nasol aspect până acum. Da. E de bătrân, frate. E de bătrân, corect. Revenim, multă baftă în continuare. Bun, îl sunăm pe Alex. Alex este pe drum. Să sperăm că este încă în regulă. Da. Da. Alex, vreau să te sunăm să spunem două aspecte importante. Pe drum o să urmărim să spunem aspecte negative la adresa celeilalte mașini. Nu la adresa lui Tudor, la adresa celeilalte mașini. Și ca să-ți faci așa o idee, de exemplu, Tudor ne-a spus că mașina ta este o mașină de oameni bătrâni. Ești de acord cu asta? Eu zic că mașina lui Tudor este o mașină de oameni bătrâni. Cel mai nasol aspect pe care îl vezi tu în legătură cu mașina lui Tudor, care ar fi? Consumă foarte mult, pentru adevăr. Corect. Consumă foarte mult, pentru că este cutia automată și este și tracțiune în spate. Bun. Deci e gaură în buget. Da, clar. Perfect. Mai consumabilele sunt un gaură doar în buget foarte mare. Perfect. Oprește-te aici. Vreau să spun că de acum în continuare chiar te rugăm să ne spui la cameră aspecte negative a mașinii celelalte și îți urăm multă baftă în continuare. Băi, de azi mi se vede vitezometru? Cum am pus camera? Nu. Nu? E ok. E de aia n-am vrut. Geam ca să nu ești de seama, știi, de viteză, că eu nu merg eu pot să-l. Dar ce mergi tare? Am undeva la 80 acum, 85. Grijă să nu... E bun. Hai, spor, baftă în continuare. Hai, pa. Pa. Uite-i, frate, uite-te, nene, la ei, cum era să lovească ca proștii. De la Mac, câți oameni o să mă înjure că o să intru cu spatele. Pe de altă parte o să mă înțeleagă oamenii, cea alt cocalar cu BMW poate să intru cu spatele. Vezi, am un avantaj, Alex, față de tine. Pe tine o să te judece lumea, Opel. N-ai, nu-ți prea permit să faci din astea, BMW, la BMW se mai permite, poți să mai faci, știi? Zicea cineva în popor că există două tipuri de priorități, de dreapta și de BMW. Cred că acum voi fi nevoit să o iau pe a doua variantă. Pentru a îndeplini challenge-ul primit, nu? Sper numai să nu mi-o peste ochi, aia e. În rest, nu am nicio emoție. Știi ce sunt curios? Care e atmosfera la ele, mașina? Având în vedere că e un challenge nu chiar normal, sunt curios cum a recepționat el provocarea asta. Pentru că eu sunt foarte relaxat. Pe cine pariezi? Cred că pe Tudor. Pe Tudor? Da. Crezi că o să-ți aduc în varianta corectă de meniu? Bă, sper. Pe unde ești? Mai am 3,9 km până la Mec. Am înțeles, vreau să spunem că Alex a spus că mașina ta este de bătrân, nu a lui. Și, ce am mai zis? Că este o gaură în bugetul familiei. Da. Bugetul familiei este eu, sunt bugetul familiei, așa că îmi permit să întrețin mașina. Dacă nu, n-o cumpăram. Multă baftă în continuare. Mersi, pa, pa. Mersi, pa, pa. Pa. Crezi că o să intre cu spatele? Eu sper că o să intre cu spatele. Eu nu cred că o să aibă Alex curajul să intre cu spatele după cum l-a simțit. Da, contează și asta. Aici face un pic de comparație și între șoferi. Da. Corect. Si. Corect, că cu Opel ești mai de bun simț, mai cu rușine, da. Mai bun. Da. Tu doar să bagă cu spatele. Da. Pe Tudor pariez. Da, și eu la fel. Eu zic că ar trebui să dăm un plus. Clar! Deci dacă intră cu spatele, clar. Asta e un pic de departajare. Da. De acum văd un indicator cu grădina zoologică. Cred că ar putea transporta o maimuță, Alex. Cu Opelul, ar... Nu știu de ce, prinde așa... Parcă se asociază un pic așa cu un babuin mașina sau nu știu cu ce, dar merge. Aș vedea un babuin plimbându-se într-un Opel Astra H.
avem un update de pe drum. Întrebarea mea e următoarea. Fotografia asta a fost la 13:44. Corect. Unde ai putut să fii la 13:44? Ce să poți să faci asta? Doare, iar încă dă ture. Deci hai, stai să ne înțelegem. El are undeva la o viteză de autostradă. Da, acum. Da. Problema e următoarea. Nu este autostradă prin București. Faci dreapta aici și ieși peste pasarele și ești la corect, McDonald's. Corect. Da, Speedy Gonzalez, unde ești? Uite, mă duc la mesaj, dar nu știu unde trece funcționarul vieții. Și unde mergi? Mai am 2 km. Cât? Mai am 2 km. Oh. Păi și unde ai făcut 150, frate? Păi în tură. A, corect. Poza ai făcut. Tu te-ai dus la Otopeni? Până în Otopeni, da. Strategie și asta? Ah, la BMW acolo. La BMW acolo. Ai făcut dreapta. Da. Vezi că s-a dus Dalmec. Mi se pare corect. Fiecare face alegerea pentru el. S-ar putea să bată Alex. S-ar putea. Pentru că e mai liber drumul. Da. Chiar dacă ai plecat, ai plecat un pic mai târziu, s-ar putea să ajungi mai repede ca Tudor la Mec. Multă baftă, Alex, în continuare și ne bucurăm că ai ales un alt traseu. Da, ai făcut toată treaba mult mai interesantă. Spor. Uite, am ajuns la locul. No, înseamnă că 5 minute maxim ești acolo. Sperăm că nu te vede kilometrare și un pas să spun. Hai, deci, pan! Pa! Pa! Da, asta nu așteptăm. Deloc. Bă, mec, nu știu ce aici aproape, dar... Uite, de exemplu, ar fi inteligent să se dea jos din mașină și să intre cu spatele pe jos în McDonald's. Da, asta ar fi... inteligență. Da, corect. N-ai spus cu ce? Corect, a intrat cu spatele. Dă-mi imaginea la băieți! Oprește-te, bre! Mai avem puțin și ajungem la Mec. Și aici vine partea interesantă, trebuie să intrăm cu spatele. Bun, stai să reperăm McDonald's-ul. Caută McDonald's. Dar nu-l găsesc, aia e problema. Turn left. Hai să vedem ce zice Waze. Probabil am dat eu greșit. Da. Am greșit. Turn right, then turn left. Destul de mult. Deci asta înseamnă că o să pierd timp. Ok. Am ajuns în altă parte decât trebuia. Nu știu ce am tastat pe... pe Waze. Turn left. Man, zi-mi la care McDonald's trebuie să ajung, că am ajuns la Băneasa, dar să-mi bag picioarele, găsesc vreun McDonald's. Nu ai McDonald's acolo. Dar unde am McDonald's? Răsturnare de situație! Tum, tum, tum. Da, nu știam că e așa de greu să găsești un McDonald's, sincer. Nu mă așteptam să fie așa. Da. Hai, spor, baftă! Pa! Pa! Na! Ta, na, 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 na. Nu, nu ne-am gândit la chestii de astea. Am zis, bă, oamenii merg direct la Mec. Da, e de fi, vezi ce s-a să fii din București? Da, da, corect. Bun, deci nu am primit locație. Trebuie să găsim... un McDonald's. Make a U-turn. Oare va câștiga Alex Challenger? 5 minute. Ha! Am găsit! Cred că m-am dus la McDonald's-ul din mall. Acum am legat-o. Trebuia să intru cu mașina în mall. La McDrive. Nimeni nu s-a aștepta ca să mă găsesc cu McDonald's. Sau McDonald's-ul potrivit. Alex probabil știe mult mai bine București decât mine. Asta poate constitui un avantaj pentru el. Un meniu Big Mac. Mersi frumos. Da. Care este statusul? Statusul este că acum intru cu spatele la McDrive. Multă baftă în continuare, spor, pa! Pa! Stai așa.
Fii atent, că există încă o posibilitate. Dacă Alex era la 2 km, nu intră cu spatele, câștigă Tudor. Zică, da, să comandăm. Bună. Bună. Nu ați intrat bine. Știu. Dar nu merge decât cu spatele. Ascult. Un Big Tasty, vă rog, meniu. Mi-a zis doamna că am intrat greșit. Nu e problemă. Mașina nu merge decât cu spatele. Așa, acum să vedem jos. Bună. Bun, de plătit am plătit. Haideți să mergem mai departe. Se uită un pic strâng doamna. Da, m-am comportat ca și cum ar fi ceva normal. Bună. Wow, nu mi-a dat cutie. Bun, să nu-mi bolsăm. Aparent oamenii nu se prea uită ciudat, adică nu cred că realizează de fapt că eu simtez la McDrive. Da? Alo? Mersi. La fel, pa, pa. Ai luat gata? Gata, am preluat comanda, plecăm spre Cosmopolis. Ia zi, mă. Status, cum stăm? Mi s-a vărsat sucul. Oh, zim, spune, mi-ai intrat cu spatele? E, dragi, unde? N-am avut loc de spate, am intrat cu fața. E ca dracu acolo. Da? Nu-i problemă, oricum o să iasă Caterinca. Mamă, câte autorote! Bagă inima mea! Mamă, câte autorulote! Câte, bro? Foarte multe! Câte? Un număr aproximativ. Vreo 30 erau, minim 30. Băi, eu merg, eu nu mă joc. Că cum am dat seama, cum ai vărsat sucul, fratele meu? Cum ai reușit să vezi sucul? Normal că le număr și că le văd. Cum ai vărsat sucul, frate? Ce, s-a vărsat aici, de la... Unde am suportul ăla de pahar, am dat cotul peste el. Cu ce ai dat? Cu cotul! Genial! Te așteptăm acasă, hai, pa! Cel mai important aspect din toată provocarea asta e să intri cu spatele. Da, corect. Adică, până aia, mergi până acolo, mare brâză. Da. Mergi până acolo să mergi un suc. S-o duci și mă acolo, mă, să ieși sucul. Și sucul. De punctat. Dacă Tudor nu se grăbește și aduce pachetul înapoi complet. Bum. Da? Da. Și vine și cu spatele. Da. E gata. Da. Vezi? A fost așa. Da, știi? A fost interesant. Dar alegerea lui Alex de a nu intra cu spatele îl va afecta. Da. Da, i-am pus centura de siguranță. Alex, ce te-ai gândit? A dat cu mâna peste suc. Și-a prășteat sucul mașina. O răstrăna sucul? Nasol moment. Hai, vă așteptăm, spor. Mersi. Suna Mihai? Da. Ieși afară. Oh, hai că ieșim acum. Se pare că Alex a ajuns. Ai fi sus? Bă, nu. Nu i-am dat șanse. Nu mă gândeam
prindeam deloc. Mai ales la cum a plecat. Da, până au pus camera. Până, până s-a gândit cum pleacă. Ieșim. Uite-l, mă. Dar ai câștigat, ai venit primul. Da, mă, nebune, dar pe 150. Ai mers tare? Normal. Singura chestie e o mare problemă. Oprești cu... Zi. Provocarea finală este să organizezi interiorul mașinii. Poți să scoți aici afară, poți să faci cum vrei tu, în așa fel încât omul care a dus Mac să mănânce, să mănânce într-un mediu organizat. Spor, hai. Dai drumul, frate, că până vine Tudor, tu deja să ai drum, să ai deja. Să mă gândesc, băi. Corect. Dar de ce nu deschizi portbagajul? Pentru că nu merge. Păi? Păi nu merge. Ia să vedem. O. Să mor tu cu aia. Ai văzut-o? Acasă aroganță și mai mare. Surpriză peste surpriză din partea invitatului nostru, Alexandru. Așa avem scule toate bigățile din lume. Na, Lune, dacă vrei să mânci. Că la găim ți-a pus. Ia, bro. No, din punct de vedere a confortului, eu hârtie rupt aici. Eu așa servi o găină. Băi, hai că mă pun să mănânc, stai. Nu, hai să vedem. Deci n-are niciun avantaj că e break mașina asta. În momentul de față nu. Da. Ești dezamăgit? Doar chestia este să nu pătezi. O să am grijă, stai nimic. Bă, ce mi se pare tare are Twister? Bă, ce e important? Cartofi încă scald. Sos de usturoi. Ați luat sos de usturoi? Da. În plus față de ce ai spus tu. Asta e ceva, e surpriză plăcută. Dar e foarte întârziat, Tudor. Da. Să sperăm că surprinde pe altceva. Corect. Zi, bro, de ce n-ai intrat cu spatele? Pentru că mi se pare o nebunie mult prea mare și nu la Mac, mai ales la Mac între atâtea mașini. Ți-a fost frică? Oarecum da, pentru... Ți-a fost târșă? Da. Tudor coios. Mare. Și mie mi-ar fi fost un pic așa, dar și intrat. Da. Mai ales doar pentru Blakey. Sentimentul ăla. Mai ales cu Blakey. Da, pentru frica aia, știi? Adrenalină. Da, e adrenalină. Acum o să mai fie încă o provocare pentru Tudor să ajungă aici. Că deja da. Ar fi trebuit să ajungă. Știu, și aseară am folosit GPS-ul când am venit. Da. Am fost inspirat să îmi notez strada unde trebuie să ajung sau să îmi pun un punct de plecare, adică de un punct de unde am. Mai diferit dacă a ajuns Sanex sau nu înainte mea. De un bumper, nu o să ajung. Nu mai ești. Tu doar să plimbă prin cartier. Azi dăm stânga, dreapta, face dreapta. S-a rătăcit. Atât de aproape, dar totuși atât de departe. Am făcut dreapta în partea cealaltă. Dar nici nu m-a văzut. Și a venit și din spatele cartierului. N-are nicio legătură cu noi. Dar nu-l sunăm, nici nu sună. Nu, e bățos. Da, nu se lasă. Hai să ne rog. Credeam că va fi mai simplu să găsesc. Nu știu de ce am impresia că mă purtă în cerc. Sunt un sport aproape de locație și nu... Gata, am găsit. Alex a ajuns înaintea mea. Așa. Și îl avem pe Tudor. Bagă cu spatele. Că tot s-a obișnuit. Îl vedem ce face. Tudor este cu țigara al doilea basket. Te rătăcit prin cartier? Un pic. Mi-a luat un pic până să găsesc unde trebuie să vin. Hai să vedem repede, organizează spațiul din spate. Pentru că așa se va face diferențierea. Hai să vedem. Ce zice? Și apoi hai să facem o altă chestie. Stai. Este avantaj față de două păr, dar și hălbăraie este mare. Este mult mai mare față de două păr. Hălbăraie? Da. Adică? Translate. Este mai lungă, este mai grea,
Eu zic să-ți iei mâncarea și să servim în interior, pentru că simt că aici vom trage concluziile. Am înțeles, o să fie o masă în doi. Hai. Da, mă, uită-te la el ce ne-a fratele meu. V-am făcut. Da. De stai ca șezlong, mâncați-aș gura ta. Hai aici, trebuie să ne gândim cum ne băgăm. Hai să ne băgăm toți patru. Și... Ia, tu beneficiezi și de suc, boss. Avem suc. Luați-o mâncat cu prima oară. Hai aici, adu mâncarea. Mi-aduci tără mâncarea, că eu acum am dat papucii jos să nu facem. Avem spațiu mai bine organizat. Simt. Începem cu spațiu. Da. Liniștit, punct. Frumos. 1-0 pentru Tudor. Spațiu. Avem aici spațiu. Timp. Timp avem la Alex. 1 egal pentru Alex, pentru care zăpăcitul s-a rătăcit. De două ori. Și l-a dus și l-a întors. Să fiu sigur. Mersul cu spatele. Provocarea. Bă, dar apropo, tu unde te-ai dus, mă, frate, că te-am prins din urmă după aia. Nu știu. Provocarea. Nu te-a văzut. Tudor. Eram în spatele tău. Înseamnă două puncte. 3-1. 3-1 pentru Tudor. Puteți face o chestie, dacă tot l-ai vărsat, să te oprești să cumperi una jumate, să umpli paharul. Nice. Corect. Ate cu deci, a fost tare. Câștigătorul zilei este Tudor. Bravo, Tudor, felicitări. Mâncăm un BMW, ești nebun. Cu aia asta aroganță. Direct, Alex, îți mulțumim foarte mult pentru participare. Hai, mai dăm ceva. Cred că a fost cel mai bun Mac. Da. Încă adevăr, într-un seria 5. Oricum, exact. E de la mașină, e de aia e bun, e de la mașină. Măcar poți să mănânci mișto aici. Da. Ce zic oamenii ăștia? Că suntem stricați. Suntem stricați. Da, deci ăsta a fost materialul de astăzi. Sincer să fiu, a fost foarte fain. Ne așteptam să ajungă la alt McDonald's, amândoi au ajuns la alt McDonald's. Tu ai fost un amețit și te-ai încurcat. Da, nu m-am uitat la ce am dat inițial pe OS și mi-am dat seama că m-am dus la Mac-ul greșit în momentul în care mă punea să intru în mall. Wrong. Cu BMW un mall. Cu BMW un mall. Eu aș mai vrea o provocare. Tot una. O să... fiți atenți, hai, lăsați-ne comentarii. Ce provocare ați vedea voi să facem în următoarele materiale, de genul ăsta, să ne distrăm, pentru că până la urmă e important să avem și bucurie, că noi ne-am distrat, am râs azi, Alex, să mor dacă da. Nu. Eu am fost Mihai Beldi, astăzi am fost alături de prietenii Vrum Vrum Vlog, Tudor, Alex și Alex la pătrat pe spate. Și până la următorul episod, ce probabil va fi după evenimentul de duminică, unde vom merge pe circuit și vom avea un eveniment foarte fain. V-am salutat și nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile, pa, pa!